totuși reușesc să fac un spectacol prin care să-i uimesc pe toți nuntașii. Și totul, bă, dar cum a făcut chestia aia? Și atunci suntem oricum cireașa de pe tort pentru fiecare eveniment. Mergem cu un spectacol special regizat, am o parte din spectacol care o fac ca la teatru sau ca la TV, pe muzică, o demonstrație. Apoi urmează o parte interactivă la care eu ofer niște obiecte în sală invitațiilor. Invitații mi le dau înapoi și încep să lucrez cu ele. Totul se întâmplă la baza unui dialog foarte comic. Deci toată magia are un dialog comic la bază. Implic cât mai mulți membri dintre invitații mirilor. Apoi, la sfârșit, aduc mirele și mireasa în față și implic pe ei doi în mod direct la un număr de iluzionist. Și regia este foarte bine pusă la punct. De aia probabil și are așa mare priză și așa mare succes spectacolul de magician la nuntă. Ok, deci să notez acolo în agenda, la mine la nuntă, să te chești pe tine, să vedem despre ce e vorba, pentru că sună foarte interesant tot ce ne povestim mai devreme și aș fi curioasă să-l văd și live, pentru că cu siguranță este și amuzant, este și interactiv, atât pentru, cu siguranță, și cei mari și cei mici pot să participe la numărul tău. Spune-mi despre spectacole. Am înțeles că și spectacole mai mari se realizează cu magie. Da. Care e cel mai important la care ai participat? Eu am 4 spectacole proprii mari cu care dau turnee în teatre sau în casele de cultură, în orașele mari, da? Și la fel și aceste spectacole sunt tematice oarecum. Avem unul de Crăciun care se numește Să apară moșul. Și foarte tare spectacolul, toată sala la un moment dat împreună cu magicianul fac să apară moșul. După câteva nereușite, la sfârșit apare un moș și moșul care apare în spectacolul meu este cel care îl vedeți la Hollywood, de la în filme. Deci, bine că moș, nu dispare cu cadourile. Adevărat, cu cadouri, cu tot apare. Mai am un spectacol de Halloween, care îl jucăm în fiecare an, mai puțin anul acesta, că pandemia nu ne permite acum să strângem spectatori în sală. Am spectacolul Magia copilăriei, care este, aș zice, spectacolul pe care l-am jucat cel mai mult. Am un spectacol pentru copii care l-am realizat încă din 2008. De atunci, în fiecare an facem turnee cu el și are un succes fantastic. Tot timpul, bineînțeles, venim cu chestii noi de la an la an, dar este un spectacol care are foarte, foarte mare succes și l-am jucat cel mai mult dintre spectacolele mele. Și apoi mai am spectacolul Visul meu, așa se numește, Visul meu, care a fost nominalizat de TVR ca fiind cel mai mare spectacol de iluzionist ținut vreodată în România. Și este un spectacol foarte tare, este favoritul meu până la urmă. Sunt 2 ore de efecte de iluzionism la care spectatorii nu-și explică ceea ce se întâmplă. Persoane care apar, dispar, levitează, se teleportează dintr-un loc în altul, se transformă pe scenă. Toate aceste, să zicem, elemente de magie, toate se întâmplă pe durata 2 ore, dar în spatele lor sunt diverse etape din viața mea. De aia se și numește spectacolul Visul meu. Le arăt oamenilor cum eu mi-am îndeplinit visul de a fi un magician într-o țară care nu mă oferea posibilitatea de a învăța această artă și am fost nevoit să călătoresc mult afară, să învăț limba spaniolă, engleză și așa să devin ceea ce mi-am dorit. Și spectacolul este și motivațional la același timp și la sfârșitul spectacolului, de exemplu, am o poveste foarte emoționantă la care inclusiv domnii au lacrimi în ochi și la sfârșit vin și zic: Lorenzo, m-ai convins, de mâine mă apuc de visul meu, gata, am văzut că tu ai putut, nu se poate, de mâine lucrez la visul meu și vreau să se întâmple. Știi? Și e foarte tare spectacolul. Motivațional, totodată. Motivațional, da. Pe lângă inexplicabil și misterios, mai este și motivațional. E foarte important să te motiveze ceva, să-ți urmezi visul și uite, poate spectacolul tău chiar ajută la îndeplinirea multor visuri până la urmă. Eu cred că da. Spuneai că ai învățat mai multe limbi străine. Am înțeles că și spectacolele se pot ține în mai multe limbi. Da, sigur că da. De exemplu, noi facem spectacole personalizate pentru companiile din România. Și foarte multe companii care apelează la spectacolele mele personalizate sunt multinaționale, adică au colegi și alte departamente și în alte țări. Și atunci, când ei se strâng în România, de exemplu pentru un eveniment, eu de cele mai multe ori trebuie să țin spectacolul în limba engleză. Și eu am lucrat foarte mult timp și în Spania, foarte mulți ani, și bineînțeles am ținut spectacole și în limba spaniolă și țin și astăzi în limba spaniolă atunci când mi se cere. Și mai pot să țin spectacole chiar și în limba germană, adică pot să transmit ceea ce fac eu pe scenă. Mi este puțin mai dificil în momentul când un neamț jet-be-jet mă întreabă ceva, că au accentul la foarte tare și mă cam bag în dificultate. Dar dacă m-ar întreba,
un străin care a învățat limba germană, l-aș înțelege mai ușor, știi? Și atunci aș putea mai ușor să răspund. Dar îmbunătățesc și limba germană și vreau să am și acolo spectacole. Am înțeles că aveți și evenimente outdoor, adică în spațiu liber. Care e diferența? Cum vă adaptați în situații de genul? Aveți momente diferite sau încercați aceleași momente să le faceți în loc, sau în moduri diferite ca să nu se prindă lumea, care e șmecheria până la urmă, da. Nu? Aici avem două tipuri de intervenții, să zicem așa. Deci, avem partea de intervenții pe care o facem în concertele mari. Atunci când este ziua orașului și vin trupele foarte, foarte tari din România, între trupe, de exemplu, este deja la modă să pui și un spectacol vizual, da? Și atunci intervin eu. Și am recuzită foarte voluminoasă, recuzita pe care eu am o transportăm cu camioanele, deci este ceva foarte mare și putem face niște efecte vizuale care le pot vedea și 30.000 de oameni. Nu? De exemplu, la ziua Timișoarei am avut peste 15.000 de oameni la scenă și s-a văzut extraordinar din capăt, toată lumea a fost super încântată de ce a văzut. Cu genul ăsta de spectacole, noi tot timpul cerem, să zicem, schița tehnică de la amplasamentul scenei, indiferent unde va fi ea, și eu regizez cu echipa mea repede un spectacol care îl putem juca acolo să fie foarte spectaculos. Cea mai tare chestie pe care o putem face la zilele orașelor este, noi spunem așa, apariții VIP. Adică, dacă vreți să-l aduceți pe Ștefan Bânică Junior să cânte după mine, eu pot să-l fac să apară în scenă sau să se transforme din asistenta mea. De cele mai multe ori opțiunea asta, când mergem la o primărie, zic, păi, hai că nu punem vedeta serii, poți să faci să apară domnul primar? Și facem să apară primarul, care, bineînțeles, după ce a apărut în scenă, își, de obicei, are un mesaj din ăsta așa foarte modern. Ia uitați, m-am dus aici modernism, chestii, știi? E foarte, foarte tare, adică e foarte surprinzător să auzi așa 15.000 de oameni când văd că apare primarul în scenă orașului, îl plac, nu-l plac, toți aplaudă și sunt încântați de efect în sine, știi? Și varianta cealaltă de care m-ai întrebat, da, de adaptat spectacolele, de exemplu, Magia Copilăriei, acum în perioada de pandemie, am fost nevoiți să o scoatem din săli și să mergem cu ea noi în localități și să o jucăm în aer liber. Echipa mea de organizare, Minodora Magică, care este impresarul meu și face și partea de organizare la tot ceea ce înseamnă spectacolele mele, a găsit soluția de a aduce copiii din localități pe terenurile de fotbal. Nu contează cât era de mic satul, comuna, orășelul, ne-am dus pe terenurile de fotbal. Iar la organizare a așezat copete măsurate cu distanță între ele, copiii s-au așezat, au păstrat distanța pe familii și noi am putut să jucăm spectacolele în aer liber. Așa cum ți-am zis, avem camioane, avem decoruri recuzită și ne-am setat o scenă în aer liber pe care să jucăm și a fost foarte de succes. Mult peste așteptările pe care le-am avut eu ca și artist, că știi cum e, una e să joci pe scenă, alta e să joci pe gazon, pe iarbă, dar au ieșit extraordinar spectacolele, am fost foarte încântați. Un adevărat artist știe să se modeleze după ceea ce are și să scoată de acolo maximul posibil. Așa este. Eu tocmai de aia o să te rog să te modelezi aici la noi în platou, să vedem, să scoatem maximul posibil, nu? Da, de ce nu? Ce ne-ai pregătit? Știi, am adus astăzi cu mine unul dintre obiectele pe care noi magicienii le folosim cel mai mult. Cărțile, evident. Cărțile de joc, da. O să mă ridic, poate, o să stau în picioare puțin ca să mă vedeți mai bine, nu? Te rog, te rog. Așa, sigur. Și fii atentă. Am un pachet de cărți, da? Așa. Le cunoști? Cărțile de poker, da? Spune-mi stop unde vrei tu. Stop. Aici? Foarte important. Cartea asta, de exemplu, eu o văd unde-i teatru, da? Nu o să alegem pe asta pe care o văd. Vreau să o iei pe cea pe care eu nu o văd. Nu o arăta încă camerei. Uită-te la ea. Ok. Ai văzut-o? Da. O să te rog acum cartea aia să o pui undeva aici la vedere și undeva unde să nu mai poată să o ia nimeni, da? Ai pus-o pe masă? Da. Ok, perfect. Acum, fii atentă, ce te rog. Aș vrea să te întreb în primul rând, tu știi ce carte e aia, da? Dacă ar fi să te întreb numărul și semnul cărții, ai putea să-mi zici care este. Nu-mi spune, dar vreau să știu dacă cunoști cartea, da? Normal. Perfect. Pe hârtia aceasta, eu am desenat așa. Am desenat A, care reprezintă asul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, juvete, damă, popă. Sunt patru culori diferite ca la pachetul de cărți, romb, treflă, inimă roșie și pică. Orice combinație ai face, ai găsi o carte, de exemplu, ar putea fi asul de romb, da? Ar putea să fie doiul de treflă, ar putea să fie optul de inimă roșie, popa de pică, de acord? Corect. Super. Fii atentă, o să te rog să te apropii, cartea o
lăsăm acolo la vedere, da? A, așa. O punem bine aici. Da, perfect. Uite, vreau să vii mai aproape de mine. O să iau această hârtie, da? Și o să te rog să o ții în mâna ta. Astăzi vom folosi unul dintre instrumentele pe care magicienii le-au folosit de când magia a fost invitată pe pământ. Focul. Habar n-am cum funcționează, dar de câte ori folosesc eu focul, rezultatele sunt extraordinare. Astăzi nu voi folosi eu focul, o să-l folosești chiar tu și vreau să vedem dacă focul funcționează chiar și în mâinile tale. Fii atentă! O să te rog să prinzi hârtia din lateral, să o ții așa în față ca toată lumea să vadă semnele, da? Undeva mai la mijloc și o să vii aici în apropierea focului, da? Nu o să-i dai foc la hârtie, ci doar o să te plimbi un pic înclinată ca să o vadă camera, da? Te vei plimba așa cu ea, aici, deasupra focului, liniștită. Vrem să vedem dacă focul își face treaba astăzi în mâinile tale. Dar, în tot acest timp, vreau să te gândești la cartea pe care ai selectat-o. Mai ții minte care era cartea? Da, cum da? Ok, vino, te rog frumos, aproape, nu dai voie la hârtie să se ardă, da? Așa. Și începem încet, încet. Da, hai să vedem. Încet. Gândește-te în continuu la cartea pe care tocmai ai extras-o din pachet. Vreau să vedem dacă magia funcționează astăzi, aici, la TV. Încet, încet, încet. Trebuie să crezi în magie. Imaginează-ți cartea ta. I believe. Mă bucur. Încet, încet. Te poți apropia mai tare dacă crezi că e nevoie de foc, numai să nu dăm foc, da? A, așa. Super. Du-te mai deasupra un pic de lumânare. A, aici, aici. A, acum încet. A, așa, hai să vedem. A, așa, încet, încet, încet. Ia, uite-te. Încep să dispară semne, vezi? What? Uite, uite, uite peste, uite. Da, 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 da. Așa, continuu, ia uite. Încep să dispară semne. Sunt curios ce va rămâne pe hârtie. Dacă semnele care vor rămâne vor corespunde cărții pe care ai ales-o, atunci avem un exemplu clar că magia, arta iluzionismului, astăzi este prezentă la emisiunea ta. Să vedem. La fel cum poate fi prezentă la oricare alt eveniment, nu? Așa, ia uite. Ne-a rămas un singur număr și să vedem semnele, da? În momentul acesta, tind să cred că acea carte este un 6. Să vedem 6 de ce. A rămas doar 6-le. Așa. Mai să spic, așa, ia. Ia uite, începe să dispară trefla. Wow. Du-te mai aproape de foc un pic. Așa. Mai aproape, mai aproape. Așa, ia să vedem. Trefla a dispărut aproape complet. Ia să vedem. Începe și rombul. Da. Deci. Chiar ești magic. A rămas în totalitate un 6. M-ai convins. Și o inimă roșie. Eu o să păstrez hârtia. Te rog tare mult să te duci la cartea care ai lăsat-o pe masă și vreau să o arăți camerei, da? Nu știu dacă corespunde. Ia! Ce să fie, ce să fie? Nu știu. Ce să fie, ce să fie? Credeți sau nu credeți? Ia! Este? Este! I believe in you! Mulțumesc! Super. Să știi că îți las hârtia să o păstrezi amintire. Oh, dacă cumva ai vreun spectator care o să te întrebe, măi, poți să verific hârtia, eu o trimis prin poștă. Corect, bine spus. Sau printr-un nimeric e mai simplu. Da, așa, știi ce aș vrea acum să-ți mai arăt o chestie foarte interesantă. Șasele de inimă roșie, da? Îl lăsăm aici. Avem acum un pachet de cărți în mână, fii atentă. Acesta, da? Ok? Vreau acum să mă uit în camera în care mă văd toți spectatorii, da? Ia uitați aici. Dacă folosesc acum șasele de inimă roșie, aici în fața voastră, și fac această mișcare rotativă, da, și repetitivă în același timp, o să creez o stare de hipnoză. Ție, în primul rând, da? Și celor care ne privesc acum. Din momentul ăsta, ar trebui ca toți cei care mă priviți să vedeți acest pachet de cărți
6 de inimă roșie. Numai 6 de inimă roșie. Ia să vedem. Wow, nu cred. Pe bune. S-a văzut? Încă o dată? Este? Este, bravo. Dar stați puțin, că nu o să vă las acum să vă uitați prin casă să vedeți doar 6 de inimă roșie, nici măcar pe tine. Toată emisiunea stă uiți și numai 6 de roșu o să vezi. Din momentul ăsta vă trezesc la realitate, toate cărțile devin înapoi, diferite, exact așa cum au fost la început. Din momentul ăsta toate cărțile sunt la fel, exact așa cum au fost la început. Perfect, wow. Și știi ce mi se pare interesant? De multe ori oamenii mă întreabă, măi, dar totuși, zice, cum ai reușit să faci chestia asta? Să știi că șasele de roșu n-a fost niciodată în pachetul de cărți. El a fost tot timpul aici sub scriptul pe care tu îl ții și ia uite, dacă ar fi să te uiți, aici este șasele de inimă roșie care, de fapt, n-a participat niciodată la acest truc. Poți să-l păstrezi. Vreau să aflu și eu secretele tale. Da, știu, și eu vreau. Dar credeți-mă că de multe ori mă întreabă lumea, măi, cum ai făcut? Habar n-am cum am făcut, dar de câte ori încerc îmi iesă. Așa că... Ce norocos ești, ce norocos! Asta înseamnă să crezi în ceea ce vrei să realizezi, știi? Atunci când ai un vis care pare imposibil pentru alții, tu să lupți pentru el și uite, totuși să-l faci să se întâmple. Dar cum te păstrezi pe parcursul demersurilor, ca să nu îți pierzi încrederea că visul tău poate să devină realitate? Păi, există mai multe variante prin care, adică mai multe variante, tipuri de antrenament pe care eu le practic pentru a-mi ține tot timpul creativitatea foarte sus și tot timpul îmi doresc ca starea mea creativă să fie mult peste cea logică. Adică logica pentru mine să nu existe. Eu vreau tot timpul să găsesc soluții care să bată logica celor care funcționează bazați pe logică, știi? Tot timpul să găsesc, să găsesc noi metode, noi forme de a realiza lucruri la care oamenii nu găsesc explicație. Și am niște exerciții speciale prin care eu mă stimulez tot timpul creativitatea. Bine, acum dacă ți-a zice să ne arăți ceva sau să ne spui ceva care faci, să ne vezi și pe noi, să ne stimulăm creativitatea sau să ne stimulăm gândirea pozitivă, pentru că tu, dacă tot te joci cu mintea noastră, joacă într-un mod pozitiv, să ne ajut și pe noi. Hai cu mine. Ziceam, o să, aici fii atent, ziceam, e bine aici, stai în poziția asta, ziceam că focul este o unealtă magică pe care magicienii au folosit-o încă de la început, când a apărut prima dată magia pe pământul ăsta. Nu am înțeles niciodată care e secretul focului, dar de câte ori îl folosesc, focul îmi oferă niște experiențe foarte interesante. Astăzi o să folosesc creativitatea și vreau să provoc focul. L-am aprins doar pentru trucul cu cărțile, okay. Dar vreau să încerc. Și vreau să încerc. De desubt. Este ceva de desubt? Un picior de masă? Desubt? Wow! Ești pregătită? Suflăm? Suflăm! La trei și... 1, 2, 3 Scepticii
în special cei care sunt în spatele camerelor de filmat tot timpul, zic, băi, aș fi vrut eu să fiu acolo, să văd pe asta. Astfel? Tocmai de aceea, ca să nu creadă că există între noi vreo înțelegere sau că cineva m-ar fi putut ajuta, înțelegi? Eu vreau să elimin orice dubiu și, uite, am doar o simplă masă care este acoperită cu o pânză și cu o lumânare, nimic altceva. Super, super, așa super. E. Da. Deci asta este magia despre care ziceam că se poate, ne putem, o putem face la orice eveniment. Bine, nu asta neapărat. Sunt așa de multe efecte de magie. Eu am o hală imensă la Timișoara. Am un atelier de construcție de recuzite, exact cum are Teatrul Național. Și am o echipă de artiști, de staff tehnic cu care tot timpul stăm și gândim și realizăm efectele pentru evenimentele la care suntem invitați să mergem. Așa că... Da. Eu aș vrea data viitoare să-mi aduci cutia aia prin care mi-a adus mie aici tot felul de invitați, să nu mai mă chinui eu să-i adun pe toți, să-mi aduci direct, așa. Îmi dai o listă și începem. Facem deal-ul. Facem deal-ul. Așa rămâne. Are mână puternică, da, e hotărâtă. E bun. Normal, da, dacă nu suntem hotărâți, nu facem nimic în viață, nu? Așa este, să știi. Vreau să-mi spui dacă ne-ai pregătit ceva pentru seara asta sau lași pentru primul tău spectacol, ca să ne duci pe toți la spectacol, să vedem ce pregătești. Am foarte multe lucruri pe care spectatorii tăi le-ar putea vedea. Și dacă îmi permiți, o să le spun unde mă pot găsi online. Acolo sunt pentru toate categoriile de vârstă. Cei care aveți social media, mă găsiți și pe TikTok, și pe Facebook, pagina de fan, și pe Instagram, și pe YouTube. Toate sunt la fel. Lorenzo Cristian Magic. Pentru cei care n-aveți social media, mă găsiți simplu pe website lorenzo-cristian.ro. O grămadă de videouri, poze de la spectacole și tot timpul postăm ce se petrece în ziua respectivă, așa că aveți ce vedea. Materiale interesante, captivante, misterioase. Perfect, abia așteptăm. Eu o să caut chiar în pauză conturile tale de social media. O să te urmăresc acolo și cu siguranță la următorul eveniment o să fac tot posibilul să fiu și acolo în public. Poate mai facem împreună atunci un truc de magie. Cu drag, de ce nu? Mulțumesc tare mult pentru prezența ta în emisiune. Dacă vrei să ne mai arăți ceva sau dacă vrei să ne mai spui câte ceva despre tine, acum e momentul, pentru că ne apropiem încet de pauza publicitară și zic să profităm de ultima intervenție. Da, toată lumea mă întreabă ce fac eu în perioada asta. Din moment ce nu o să mai fie evenimentele, ce fac eu în perioada asta următoare? Că acum e clar că se închid foarte multe, se ridică iar noi restricții. Ei bine, aș vrea să știe spectatorii că, având un spectacol vizual sau pot oferi spectacole vizuale, suntem foarte activi și online. De exemplu, avem foarte multe corporații care vor show-uri online și le facem la noi la hală, putem, de exemplu, să filmăm show-urile și să le prezentăm live, online, pentru ei, sau putem face show-uri foarte interactive în care implicăm angajații, indiferent că ei sunt IT-ști, unul de la Bacău, altul de la Iași, unul de la Constanța, nu contează, pe toți îi implicăm și avem evenimentele astea online care îi mai scot puțin din rutina lor zilnică, știi? Mare noroc cu tehnologia modernă. Așa este, da. Mă bucur tare mult că ne-a arătat câte ceva aici, ne-a făcut curioși, ce drept, foarte curioși și cel puțin pe mine m-a lăsat așa puțin pe gânduri. Data viitoare vreau să mă fac să dispar de aici, să vedem cum se descurcă colegii mei fără mine. Te rog frumos să te gândești la asta. Ar fi o provocare. Da. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, îți doresc mult succes pe mai departe și abia aștept să ne revedem și cu alte ocazii. Mulțumesc tare mult, o seară magică să aveți în continuare. V-am pupat!